context foarte frumos. Este, să pot să spun așa, începutul bisericii primare de a sluji, fără ca Domnul Hristos să mai fie pe pământ. El se înălțase din capitolul 1 și în capitolul 9 deja începuse planul de mântuire, planul de misiune. De a misiona întreaga omenire și să se facă să se ajungă această Sfântă Evanghelie până la marginile pământului. Așa că aș dori câteva minute, că nu vreau să mai iau timp la frați și am un cuvânt în privința aceasta. Îți dau un sfat în numele Domnului Iisus. Nu te uita cine e aici în față. Nu te uita cine slujește. În numele Domnului Iisus îți spun, uite-te mai bine la mesaj, la cuvântul lui Dumnezeu și vom pleca și tu și eu mulțumiți în inimile noastre că Domnul lasă un cuvânt în dreptul nostru. Dacă te vei uita la mine, eu sunt om și frații tot la fel. Cel ce poate să dirigeze și să lucreze în toți este Domnul Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin? Și uitați-vă ce spune. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frică de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a coborât la cei ce locuia în Lida. Acolo a găsit un om anume Ienei, care zecea de 8 ani un loc în pat. Ienei i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Ienei s-a sculat îndată. Și toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul, fie slăvit Domnul. Și uitați-vă, avea în versetul 31 să se afișeze și te rog, frate Beniamin, să-mi subliniezi Iudeia, Galileea și Samaria. Și spune felul următor, biserica se bucura de pace în casă, în biserică și în afara bisericii. În biserică, în casă și în afara cadrului bisericii. Dați-mi voi să vă spun, frate, surori, din interpretarea aceasta, că dacă nu te bucuri nici în casa ta de pace și în afara cășii tale de pace, nu poți avea pace nici în biserică. Întărirea sufletește nu vine decât în urma păcii pe care o ai în inima ta. Și spune felul următor, biserica se bucura de pace în toată biserica. Pentru că de la iudei vine, ajutați-mă, ce vine de la iudei? Mântuirea, nu? În toată biserica se bucura de pace. În Galileea, în casa ta, casa pâinii, în Ierusalim și în Samaria și în afara bisericii se bucura de pace. Și pacea aceasta, fraților, trebuie să ne urmărească pe toți. Să alergăm după ea și să trăim în pace. Câtă vreme nu-i lucrul acesta, cu părere de rău spun că nu poate Duhul Sfânt lucra. Și spune să întărea sufletește. Întărirea sufletește nu vine în urma unei lucrări o care face pacea slăvit să fie Domnul. Să întărea sufletește și umbla în frică de Domnul. Doamne, binecuvintează-ne pe toți să umblăm în frică de Domnul. Și acum aș întreba poporul Domnului. Mai umbli tu în frică de Domnul? Nu te grăbi. Nu te grăbi.
tragi un pauză așa în inima ta, în mintea ta, în viața ta și răspunzi singur, fără să ridici mâna. Mai umbli, mai trăiești tu în frică de Domnul? Doamne, îndură-te de noi! Umblau în frică de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Versetul 32, pe când cerceta Petru pe toți sfinții. Doamne, ajută-ne să fim cu roagă minte asupra vieții noastre. Amin? Știți de obicei că se trage de aici, din versetul acesta, de obicei, asta e natura omului. Așa suntem noi. De obicei avem această lucrare să-i cercetăm pe alții, să disciplinăm pe alții, să-i învățăm pe alții. Și aici mi-a dat Domnul așa o asta în inima mea să pot să citesc lucrul ăsta, pentru că nu e un lucru ușor de predicat. În urma unor lucruri pe care trebuiesc rânduite în biserică, vine și semnele și minunile biserică, fraților. În urma așezării pe care o face și rânduieri pe care o face Duhul Sfânt și Domnul Iisus Hristos, vine și vindecarea de bolnavi. Vine și vindecarea spirituală. Vine și vindecarea sufletului. Vine și vindecarea minții noastre. Să fie slăvit Domnul. Vreau să mă opresc, că nu vreau să mai iau timp și nu prea mă simt nici așa de bine ca să pot să predic. Așa că o să las loc fraților și Domnul să lasă prin ei cuvânt. Amin. Să se îndure Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.